Slăviți să fie Domnul! Dacă vreți, haideți să ne ridicăm încă o dată în picioare și voi reciti versetul 8, apoi voi citi și versetul 9. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Nu știu să fac introduceri lungi, dar oricum mă bucur că sunt cu dumneavoastră. De fapt, noi eram invitați pentru mâine seară de fratele Ștefan Ivan la o seară de rugăciune prelungită. Întâmplător, și cuvântul ăsta îl punem între ghilimele, fratele Nicu m-a sunat să vadă ce mai fac. Și i-a spus, mă pornesc prin București. Nu vreți să veniți cu o zi mai repede să fiți și la noi la adunare, că am vorbit cu fratele Nicu Oros. A fost greu să aleg, pentru că la noi de câteva seri avem stăruință după Duhul Sfânt. Aleluia. Și la noi Domnul toarnă Duhul Sfânt. O botezat. Și acum eu mă întrebam, oare în seara asta câți mai botează Domnul cu Duhul Sfânt? Și e o mișcare tare frumoasă, știți? Când vorbește de Duhul Sfânt, spune că a turnat ceea ce vedeți și auziți, adică Duhul Sfânt curge așa peste oameni. Există expresia botez cu Duhul Sfânt. Botez înseamnă cufundat în Duhul Sfânt. Și există expresia umplut cu Duhul Sfânt. Asta e pe dinăuntru. Domnul să ne redea. Amin? Amin. Nu știam ce o să vorbească fratele Octavian, rămân la aceeași învățătură despre lucrarea Duhului Sfânt. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, în 1, capitolul 4, versetul 16, un lucru. Fii cu luarea mintea asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruiește în aceste lucruri, că dacă vei face așa, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Deci în vizorul oricărui pocăit, a oricărui creștin, noi avem două obiective. Mântuirea noastră, și eu spun mântuirea mea că sunt puțin egoist, da? Și apoi am în vizor și mântuirea altora. Te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Pentru mântuirea noastră, noi avem nevoie de sfințire. Noi trebuie să fim sfinți. Sfințirea e un proces. 2 Corinteni 7:1. Fiindcă avem astfel de făgăduinți, fraților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Sfințirea în viața noastră a început-o Dumnezeu, dar fiind un proces, avem partea noastră de contribuție. Mântuirea e un parteneriat între Dumnezeu și om. Dumnezeu își face partea lui, iar omul își face partea lui. Filipeni 2:12, duceți mântuirea voastră până la capăt. Asta e treaba noastră. Ori, fraților, sfințirea noi nu o putem face decât prin Duhul Sfânt. Asta e treaba Duhului Sfânt. Duhul Sfânt lucrează în noi sfințirea. Amin. Noi nu ne putem sfinți prin firea noastră. Nici prin educație, nici prin cultură, nici prin ambiții măcar. Am întâlnit oameni care au spus, când mă pocăiesc, vă arăt o pocăință. Și nu ne-o arătat. Noi nu putem fi sfinți prin ambițiile firii pământești. Sfințirea noastră o lucrează Duhul Sfânt. Firea noastră o răstignim pe cuie. Acum eu 3-4 ani eram la St. George's Bay, la o zi de post, și un frate îmi spunea că el, lângă el se ruga mereu un bătrân. Doamne, mulțumesc Domnul pentru multe, și auzi, Doamne, și fă să țină cuire. Intrigat, omul întreabă la un moment, măi frate, tu spui, fă să țină cuire. Și el spune, frate, eu mi-am răstignit firea pământească, am bătut un cuie. Dar așa se zbate, așa vrea să coboare, așa vrea să vină la mine și dacă vine la mine și tu mă rog, Doamne, fă să țină cuire. Firea noastră pământească e țintuită, iar sfințirea o face Duhul Sfânt. Amin? Amin? Deci ca să fiu eu mântuit, eu am nevoie de sfințenie și Duhul Sfânt îmi mai dă ceva, îmi dă roada Duhului. Roada Duhului e ceea care ne asigură într-un fel mântuirea. Deci eu,
Când vine Duhul Sfânt, mă ajută în procesul sfințirii, mă face să rodesc. Omul Scripturii e comparat cu un pom, nu? Psalmul 1, el este ca un pom. Ieremia 17:8, el este ca un pom. Matei 12:33, ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori pomul rău și rodul rău. Deci eu sunt ca un pom. Eu sunt un pom care am 7 ramuri. Pe fiecare ramură eu am un fel de roadă, care o arată în Noul Testament. Începe din Matei cu roada pocăinței și apoi e celelalte roade. Roada păcii, neprihănirii, roada Duhului, rodul buzului, 7 roade, da? Și mai există o roadă. Deci roadă pentru Domnul sunt eu, un rod pentru Domnul, caracterul meu. Că în mine a lucrat Duhul Sfânt un caracter frumos și eu sunt ca o ofrandă, ca un rod pentru Domnul. Și tot rod pentru Domnul, scrie Roman 16:5, despre Epenet, care este cel din tâi rod al Asiei. Deci când mă duc înaintea Domnului, eu mă duc cu un caracter frumos. Eu mă duc ca un om sfânt, neprihănit și plin de roadă care mi-o cere Scriptura. Și tot cu rod mă duc aceia care au fost mântuiți prin mine. Acum eu vă întreb, prin tine o veni cineva la pocăință? De când ești tu? La școală, la serviciu, între vecini? O predicat odată un frate din Oltenie la noi și el spunea că obiectivul lui într-o comună mare era, și l-am apreciat, ca măcar o singură dată orice om din sat să intre în adunare la dânsul, la pocăiță. Asta era obiectivul lui. Măcar o dată toți oamenii să intre în adunare. Că rămân, că nu rămân, e treaba lor. Dar treaba mea era să-i aduc pe fiecare la adunare. Aveți strădania asta? Aveți dorința asta? Epenet, cel din tâi rod al Asiei pentru Domnul. Și acum revin. Două obiective. Mântuirea mea și mântuirea altora. Pentru mântuirea mea e nevoie de sfințire și de roadă. Pentru mântuirea altora e nevoie de slujire și de dar. Că darurile sunt date în folosul altora. Deci când Duhul Sfânt vine peste mine, pe mine mă ajută să trăiesc sfințirea și să aduc roadă pentru Domnul și tot pe mine mă ajută să slujesc altora prin darurile Duhului Sfânt. Fraților, mântuirea e una și răsplătirea e alta. În Roman capitolul 4, versetul 4, Pavel spunea: însă celui ce lucrează, plata nu îi se socotește ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, dar crede în cel ce mântuiește pe păcătoși, credința aceasta e socotită ca neprihănire. Sunt două categorii de oameni. Eu am botezat oameni la vârsta de 80 de ani. Toată viața au lucrat în mine, au băut, au fumat, au înjurat. Când au ajuns bolnav, au avut o cercetare, un plâns, m-a chemat la el, mi-a luat țigările de sub pernă și le-a aruncat și a spus: măi băieți, vreau să mă botez. Mi-a spus: bate Emilian, dar ai păcate, nici o garnitură de tren, măi, nu duc păcatele mele. Ce te face? Familia e de acord? A spus: tante Lenuța, Natalia, ești de acord? El îmi spune: măi băieți, înainte al Dumnezeu n-a să vii nevastă mea. Eu am să stau la judecată, tu trebuie să mă botez. L-am botezat, o trăit foarte puțin și l-am înmormântat. Omul ăsta e mântuit, nu? Leu acela din Matei 20, în ceasul la 11-lea. Dar noi pe lângă mântuire putem avea răsplătire. Domnul spune că celui ce lucrează, plata nu e ca un har. Dumnezeu se îndatorează să plătească. De aceea vor străluci castelele diferit una de alta, unul cârmuirea, 5 cetăți, altă o cetate. Eu îi rog pe toți pocăiții din București, profitați de faptul că puteți dobândi o răsplătire când va veni Domnul. Pe mine mă deranjează întrebările acelea care mi se pun: frate Dragoș, botezul cu Duhul Sfânt e condiții de mântuire? Adică, cu alte cuvinte, spui minimul, ce ar trebui eu minimul să fac să fiu mântuit? Ăla 5, ăla de la școală care ciulăie, îl vânează. Dacă aș prinde un 5, ar fi bun.
Dar nu e o viziune bună asta. Mai aud câte un smerit din ăsta să intru în rai, să închide ușa după mine. Fraților, voi n-ați fost chemați să stați după ușă în rai, într-un ungher. Nu știu raiul dacă are colță și ungheri. Nu știu dacă vor fi balcoane și prin rai, dar biserica are alt loc. Domnul spunea că celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaun de domnie. Că și eu am biruit și stau cu tatăl meu. Dacă noi suntem mireasa, ați văzut multe mirese la un local când mergi să stea după ușă? Ați văzut multe mirese să stea înghesuite? Nu stă mireasa lângă mine? N-are locul ei? Păi voi aveți un loc de onoare, fraților. Voi sunteți chemați să fiți mireasa Domnului Iisus. Nu vânați colțurile și nu să se închide ușa. Ce am observat eu? Că noi am vrea să facem minimul plăcerea lui Dumnezeu și maximul plăcerile noastre, dar să rămânem în mântuire, să nu pierdem mântuirea. Dar gândirea asta nu e bună. Noi ar trebui să facem minimul din ce ne place nouă și maximul din ce ne place Domnului. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Amin? Amin. Bine, fraților, acum vine Duhul Sfânt și Duhul Sfânt în mine lucrează sfințirea și mă ajută să rodesc. Vine Duhul Sfânt și mă lucrează slujirea și îmi dă darurile Duhului Sfânt. Rezultanta lor e un lucru extraordinar. Eu l-am numit călăuzirea Duhului Sfânt. Un om plin de Duhul Sfânt trebuie să fie călăuzit de Duhul Sfânt. Amin. Domnul să ne ajute, amin? Amin? Nu putem intra în foarte multe detalii, că eu sunt un predicator disciplinat. Dar acum vă spun o poveste. Am ajuns undeva într-o adunare de județul Bihor, lângă Oradea. Eu am ajuns la 9 fără un sfert. Nu, de regulă nu întârzi și nu lipsesc de la adunare. Dar frații acolo au venit până la 9 și un sfert, 9 jumate, până la 10 tot veni frață. Eu așa am fost de deranjat, adică, băi, eu de la Suceava, de la 500 de kilometri, ajung la 9 fără și tu de ei vii, până la, vii la ora 10? Dar m-am folosit de cei care au întârziat. Că au fost tare mulți frați la predică și au pus pe 1, 2, 3, 4, pe minim au pus pe la 12 fără un sfert. Și am spus, fraților, în mod normal la 12 trebuia să încheiem. Dar pentru cei care au venit la 10, trebuie să stăm până la 1. Să prindă și ei 3 ore de program. Așa că eu pot să predic până la 1. Acum n-ați întârziat voi, am întârziat eu. Îmi dați voi, stau și eu 2 ore la voi în adunare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De regulă sunt un predicator disciplinat și mă încadrez în timp și mă rog Domnul să mă ajute și în seara asta. Fraților, vine Duhul Sfânt, am spus. Duhul Sfânt în mine lucrează sfințirea. În Tesalonicenii 1, capitolul 4, versetul 3, Pavel spune așa: voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Pentru că în Romani, capitolul 1, versetul 4, îi aminti Duhul Sfințenii. Deci vine acum Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin Duhul Sfințenii și vrea să lucreze în mine sfințirea. Dar acolo sunt două puncte și se spune mai departe, versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Pe de altă parte vine diavolul cu duhurile lui, ca să păcătuiesc. Eu sunt la confluența între astea două duhuri. Duhul Sfânt vrea să lucreze în mine sfințirea, diavolul vrea să lucreze în mine păcatul. Pentru că și păcatele astea sunt influențate, date de niște duhuri, nu? Filipeni 2 cu 3, nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duh de ceartă. Păi când vă certați, când vă spădiți vorba moldoveanului, aveți un duh de ceartă acolo, nu? În Osia 5 cu 4 vorbește de duh de curvie. De ce curvia e așa de puternic păcat? Că în spatele acestui păcat este un duh teribil de puternic. Grozav de puternic e duhul ăsta și face ravage. Și între tine și între vârstnici. Pentru că curvia e dată de un duh de curvie. Minciuna, Împărați 22 cu 22, e dată de un duh de... Voi fi un duh de minciună. Răzvrătirea, Deuteronom 31, 27. Cunosc eu duhul vostru de răzvrătire, da? Frica, din 2 Timotei 1 cu 7. Voi n-ați primit un duh de frică.
Da? N-ați primit. Ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Deci duhurile astea vor să lucreze în mine păcatul. Eu acum, pe de o parte, Duhul Sfânt vine cu Duhul Sfințenii, pe de o parte vine diavolul cu duhurile lui ca să mă facă păcătos. De partea cui voi alege eu să trec? Cu cine voi ține eu? Domnul să lucreze în noi sfințirea, amin? Aici intervine voința noastră. Să ne dea o voință binecuvântată. Frații mei, când vorbim de Duhul Sfânt, el are caracteristicile din Isaia 11. Caracteristicile odrasle. Apoi odrasle va ieși din tulpina lui Isai și un vlăsar din rădăcinile lui. Versetul 2. Duhul Domnului se va odihni peste el. Eu am meditat la asta și așa de tare m-am supărat că eu mă gândesc că în mine Duhul Domnului nu se odihnește. Atât are Duhul Domnului mine de corectat, de îndreptat, de mustrat, de ridicat, de învățat, mult are de lucru. Eu m-am întrebat, Duhule Sfânt, tu mine te odihnești? Când a venit Duhul Domnului peste Domnul Iisus, el era atât de curat, atât de pur și de bun, că n-avea de lucru în el. O spus, Duhul Domnului se odihnește peste el. Și eu mă gândeam, voi ajunge odată la statura aceasta, când Duhul Sfânt să locuiască în mine și numai să se odihnească, să nu mai aibă nimic de lucrat în mine. Știți când Domnul a primit botezul, s-a deschis cerul, un porumbel a coborât și un glas a strigat, acesta e Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Dacă aici la adunarea din Filadelfia, nu? Așa ați vedea un porumbel zburând, să vină Duhul Sfânt aici la dumneavoastră, ar striga, în voi îmi găsesc toată plăcerea? Ar fi oare toată plăcerea găsită de Domnul în mine, în casa mea, în adunarea aceasta, ar fi toată plăcerea sau ar fi lucruri care nu plac Domnului? Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. Amin. Și caracteristicile odraslei sunt caracteristicile Duhului Sfânt. Duc de înțelepciune și pricepere. Duc de sfat și de tărie. Duc de cunoștință și de frică de Domnul. Versetul 3, plăcerea lui va fi frica de Domnul. Dacă ne uităm la atributele acelui Duh, vom vedea că foarte multe au de-a face cu înțelepciunea. Duc de înțelepciune și de pricepere. Frații mei, când Domnul botează pe cineva cu Duhul Sfânt, îi dăruiește înțelepciune de la Dumnezeu. Toți creștinii credincioși trebuie să au o bază de cunoaștere. Da? Evrei 5:14. Dar hanarea tare este pentru oamenii mari, a căror minte s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Deci o bază de cunoaștere o au toți. Dincolo de înțelepciunea aceasta, există dar de înțelepciune. 1 Corinteni 12:8-9. De pildă, unuia frațului da prin Duhul să vorbească despre cunoștință, altuia despre înțelepciune, altuia credința prin același dar. Deci noi avem înțelepciune dată de la Dumnezeu, înțelepciune care nu are de-a face cu pregătirea academică și nici cu coeficientul de inteligență al nostru. Nu. E înțelepciunea din Iacob capitolul 3, care vine de sus, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, nefățarnică, plină de roduri bune, asta e înțelepciunea. Nu are de-a face cu pregătirea academică, repet. Poți să ai nu știu câte institute și să nu înțelegi Scriptura. Când vine Domnul prin Duhul Sfânt, te botează cu Duhul Sfânt, atunci e o înțelepciune de la Dumnezeu vine peste tine. Să ne-o dea Domnul tuturora. Și înțelepciunea aceasta se arată nu numai prin ceea ce știi, ci interesant, se arată prin ceea ce faci. Iacov spunea capitolul 3, versetul 13, cine zice că este înțelept, să-și arate înțelepciunea lui prin faptele bune pe care le face. Că degeaba ești înțelept dacă nu o dovedești prin fapte. Când vorbim de roada Duhului, dragostea, bunătatea, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de... Pentru că exprimarea bunătății
E facerea de bine. Facerea de bine e o extensie a bunătății. Degeaba eu sunt bun dacă nu fac bine niciodată. Cine va spune că eu sunt bun? Eu am aici un nepot în București, lucrează. I-a spus să vin, dar cred că nu s-a încadrat. Și el a plecat la noi, la Suceava, la un om și pe poartă scrie acolo, câine rău. Mi-a sunat un câine fioros, așa. Și când a deschis portița, un duleu era acolo. Și el tot a fluierat la câine, l-a zgădărit, aha. Câine era mic, nu latră, nu se ridică. Tu l-a năcăjit. A făcut doi pași înspre câine, dacă portița deschisă, dacă cumva. Dom'le, câine, nimic. La urmă vine stăpânul din grădină. Și spune, băi, omule, se apropie de câine, nu face nimic, scrie poartă câine rău. Scrie rău, dar ține el așa, nu vrea să se arate. Noi oameni buni, degeaba suntem buni dacă nu ne arătăm bunătatea. Că roada Duhului bunătatea și facerea de bine. Noi degeaba suntem super înțelepți dacă nu arătăm în niciun motiv și cu nicio ocazie. Și înțelepciunea aceasta vine de la Dumnezeu. Să ne-o dea. Amin? Apoi acolo vorbește de dragoste. Când un creștin primește botezul Duhului, inima lui umplută cu dragostea lui Dumnezeu. Roman 15:30. Dragostea Duhului. Roman 5:5. Că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Am un prieten în Banat și în adunare la ei era un maghiar, un ungur. Moral, bun, dar cu doi dinți împotriva românilor. Nu cu unul. Mereu el avea ceva de comentat. Și într-o seară Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt. Și când l-a botezat, s-a ridicat și pupa pe tăt. Dar unul spune, bă, ăla e român. Și poate să fie, nu mai contează. Bă, o primit autent, ăsta e Duh Sfânt. Pupa țigan, pupa român, pupa tăt de rând. Ăsta e Duhul Sfânt. Dragostea Duhului. Duhul Sfânt a fost turnat în inima noastră. Dacă voi nu aveți dragoste, ce măsură de Duh Sfânt aveți în voi? Că nu vă puteți iubi unii pe alții, că nu vă puteți accepta unii pe alții, ce măsură, repet, de Duh Sfânt aveți în voi? Oare Duhul Sfânt din mine se ceartă cu Duhul Sfânt din el? Duhul Sfânt din mine nu-l acceptă pe Duhul Sfânt din el? Se poate așa ceva, oameni buni? Nu se poate. Duhul Sfânt când ne-a botezat Domnul, în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 18, și El ne-a dat pe fiecare cum a vrut, El ne așează. Uite, hai să vă spun un lucru. Când vorbim de botez, există trei lucruri, elemente, cum vreți. Botezătorul, candidatul pentru botez și elementul care e scufundat. Botezul în apă. Botezătorul e fratele Nicu. Botezatul, candidatul, ești dumitale care ai primit botezul și te-a scufundat în apă. La botezul cu Duhul Sfânt, botezătorul Domnul Iisus. El vă va boteza cu Duhul Sfânt, da? Elementul în care suntem cufundați e Duhul Sfânt, botezat în Duhul Sfânt. Și cel botezat e ăla care vine la stăruință. În 1 Corinteni 12:13, apare o nuanțată, o mică diferență. Acolo spune așa. Noi toți în adevăr am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup în Hristos. Fie iudei, fie rob, slobezi și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Aici botezătorul nu-i Hristos. Noi am fost botezați de. Aici botezătorul e Duhul Sfânt. Botezatul sunt eu. Dar în ce m-a botezat? M-a botezat în trupul lui Hristos. M-a inclus în trupul lui Hristos. Și de aici încolo, Pavel vorbește de mădularele trupului. Deci, fraților, când Domnul m-a botezat pe mine cu Duhul Sfânt, mi-a dat un loc în adunare. Mai vizibil sau mai ascuns, da? Ezechiel 44:10, Ezechiel 44:15. Levițe și fiii marelui preot. Unii slujeau în Sfânta Sfintelor, acei care nu au rătăcit. Ei lasă că au rătăcit slujire publică. Puterea unui credincios, fraților, nu stă în slujirea publică. Puterea unui credincios stă din împărtășirea cu Domnul. Acolo e puterea. Eu când am vorbit la o nuntă, nu de mult,
din Efeseni 3:18, ca vă rădăcina și temelia cu 17 și 18 pusă în dragoste, a spus, tăria unui pom nu e în fructe și flori. Tăria unui pom este în rădăcină. Ăla îl ține, ăla îl alimentează, ăla îl stabilizează. Puterea unui credincios nu stă în slujirea lui. Eu nu-s pocăit după cum predic, după cum cânt, după cum strig în adunare, nu. Puterea unui credincios stă în relația lui intimă cu Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, aveți cor aici? Aveți cor. Ce vedem noi la cor e cântare aceea care vine și o dirijează. O, ce cântare! Dar dacă ne-ar spune dirijorul cât repetiții s-au făcut și de câte ori întors înapoi, ceea ce voi n-ați văzut. Vedeți, frate, au cântat o cântare. Nu știu cine este. Prima dată ați luat caietul sau ați mai repetat o casă. Deci există o muncă nascuns care nu se vede. Acolo e puterea. Eu doresc ca Dumnezeu să ne facă omul ascuns al inimii, relația noastră cu Dumnezeu. Când vine Duhul Sfânt, ne dă înțelepciune, ne dă dragoste, Duh de putere. Ne dă putere, frață. Când veți fi martor, când vorbim de putere, 1 Corinteni 4:20, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, stă în putere. Marcu 3:15, le-a dat putere să scoată dragi, să vindece bolnavi, pentru că s-ar putea ca unii, spuneau Mântuitorul, Doamne, ei toți o să spună că nu, până la urmă credem. Și Domnul spune, nu, nu e așa. În Marcu 6 spune, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, vor lua mână șerpi, vor întinde mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor... Noi avem coruri, avem orchestre, avem fanfare. Mie îmi plac foarte mult astea. Și noi le avem în adunare, mai puțin fanfară, că nu-i cultură în Bucovina de fanfară. Dar avem coruri mari, avem orchestre, avem cântăreți, îmi plac. Dar semnele credinței nu-i corul și fanfară. Câteodată așa indignat într-o adunare le-am spus, măi oameni buni, cum de ce aveți voi nu-i pus aici? Și ce-i pus aici n-aveți nimic voi. Nu cumva am inversat niște lucruri? Și acum eu mă rog Domnul să ne umple de putere, amin? Amin. Se pare că acel cuvânt în veți fi martor, din cuvântul martor, în original derivă și cuvântul martir. Dacă nu te împuternicește Duhul Sfânt, nu poți să suferi pentru Hristos. Eu sunt la a treia generație de penticostal. Spuneam, mama mea la vârsta de 6 luni a rămas orfană de mamă. Și când avea 5 ani, pe bunicul meu, Sârghi Gula, l-a condamnat la Cernăuț pe 25 de ani. L-a luat în luna februarie desculț pe gheață, bătut în fiecare post și condamnat. Și îmi spunea maică mea, n-avem mamă și n-avem tată. Eram 3 copii orfani, crescuți de oameni, de vecini, de frați. Mi-aduc aminte, dormeam prin grădină, zile întregi eram flămânți și la noi frață o pleca la Cernăuț pe 25 de ani. Am cunoscut pe oameni ăștia, i-am, pe o parte de ei i-am îngropat ei. Am stat de vorbă cu ei, aveau o putere extraordinară. Ca mamă, sora Cârlan, Luxandra, să lasă acasă o casă de copii și ea să plece pe 25 de ani la Cernăuț, cântând cu zâmbet pe buze, asta nu-i omenește. Asta nu-i omenește. Primii creștini se moară în arenele romane. Au făcut Nero torțe și le-au dat foc să-i lumineze aleile. Nebunie, nebunie. Și creștinii mergeau cu cântec de bucurie. Numai Duhul Sfânt îți dă puterea asta. Odată cânta cineva, două fete cântare pe două voci și un bătrân spunea, cântați voi să vină o prigoană să vă văd eu. Și fratele Popovii se întoarce și spune, să nu te rogi pentru prigoană. Eu am fost condamnat la 26 de ani pentru credință, 5 ani de zi am luat bătaie în fiecare zi. Și vorbesc eu de prigoană. Când era la curtea marțială, spunea fratele Popovici, am văzut păstori, proroși, bărbați puternici, tremurau, li se băteau genunchi unul de altul. Și a venit o bătrână cu două turti în traiste și le-a spus, oameni buni, n-au ce vă face. Și eu spun la comandantul, cu stiloul ăla care îmi semnez sentința acolo, a să însemneze eliberarea.
Și o întări pe tăți și tăți o prins putere. Fraților, asta e puterea Duhului Sfânt. Și apoi ne dă putere în rugăciune. Noi nu știm să ne rugăm. Romani 8:26. De atâtea ori nu știm să ne rugăm. Am avut și eu necază. Spuneam la frate, 3 zile și 3 nopți n-am spus niciun Tatăl nostru. Atât am fost gânăcăjit, nu m-am putut ruga. M-am plecat pe genunchi și am spus, ce să spun, Doamne? Așa ca Petru, tu toate le știi. Și m-am ridicat. Dar vine Biblia și spune că noi nu știm să ne rugăm. Și Duhul mijlocește cu suspine negrăite înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Așa e de frumos, 1 Corinteni 14:16, negreșit tu mulțumești foarte frumos la Dumnezeu. Știi cât e de frumos să mulțumești vorbind în altă limbă? Îmi pare rău, nu ne permite timpul să intrăm în detalii. Eu despre fiecare dar mi-am făcut un studiu. Darul vorbirii în limbi și tâlmăcirii, darul prorociei, darul deosebirii Duhului, dar te fângem. E atât de frumos când Duhul se roagă pentru tine. În localitatea Dorohoi, o fetiță de 14 ani a fost diagnosticată cu cancer la sân. Îmi spunea fratele Aurel Șoltuț, prietenul și colegul meu, nici n-avea sâri copchila asta, la 14 ani, dar avea ganglion de cancer acolo. O încerca să opereze, medicul i-a spus, nu operăm, i-a făcut niște ședințe din astea cu chimioterapie, cum se cheamă, și o trimis-o acasă. O mai trecut încă 4 ani, fata a împlinit 18 ani. Și au venit la stăruință. Și au primit Duhul Sfânt. Acolo este un proroc, păstor în adunare, Cornel Azoicri. Și asculta cum vorbește fata asta, în Duh, cât de frumos. Și îl cheamă pe Aurel, măi, vine în bază. Și că tu vezi ce se roagă? Măi, se roagă în altă limbă. Aurel spune, eu nu înțeleg. Și îmi spune Aurel, băi, fata asta nu plânge. Așa, se șneau lacrimile din ochi. Și Cornel îi spune, măi, ea se roagă. Și eu spus ce s-a rugat. Mamă sa când o văzut, s-o gătesc de ruința, să merge la frate, spune, măi frate, ce cu fata mea? Că o văzut că doi păstori o ascultă acolo. Și Cornel îi spune, măi, știi ce s-a rugat fata ta? Ce s-a rugat frate Cornel? S-a rugat așa, Doamne, mulțumesc că m-ai vindecat, dar te rog, când va trece vremea și mă voi căsători și voi fi mamă, să nu îngădui cancerul să vină înapoi. Mama s-a început să plânge, dar eu are cancer la sân. Mi-a dat doctorul o casă, nu știu nimic, secretul meu. Și mi-a spus, ascultă, Doamnă, dacă fata asta crește și mărită, în momentul când rămâne însărcinată, cancerul se repede la ea, că asta e legea cancerului. Și acum ea, prin Duhul Sfânt, se ruga, fata e măritată, are 4 copii și e sănătoasă. Că Duhul Sfânt se roagă mai frumos decât noi. El se roagă după voia lui Dumnezeu, spune Romani 8:27 acolo, da? Și atunci, de ce să nu vorbim în alte limbi? De ce să nu căutăm botezul Duhului? Eu am aici un nepot în București, vă repet. Sora mea mai mare cu 10 ani decât mine, a rămas văduvă la 40 ceva de ani. Și a rămas cu 4 băieți. Băieții au fost cu minte în adunare. Ultimul a terminat medicină aici, celălalt de care spune președintele tribunalului din București pe secția civilă. Ăsta care l-a găsit pe cumnatul meu mort în garaj era în general, era mic. O rămas într-un film marcat. O terminat medicină la București, lucrează ca medic în Suceava. O intra la stăruință. Domnul o botezat cu Duhul Sfânt. Și când a început să vorbească în limbi, un proroc îl cheamă pe Tudor Puliga, spune, băi Tudor, cine-i băiețelul ăsta? Și că da, de ce? Păi el se roagă și spune, Doamne, până azi am fost orfan, dar de azi înainte eu am tată. Și el spune, mă, el e orfan, rămas orfan de mic. Băi, atunci, sori mea, nu spun povești la învor, fraților. Și Duhul Sfânt, prin Paul, nepotul meu, îi mulțumea lui Dumnezeu, spune, de astăzi înainte eu nu mai sunt orfan și am tată. Nu merită Dumnezeu să-i mulțumim în alte limbi? În mitocul Dragomirnei, un bătrân a primit Duhul Sfânt. Și fratele spunea că sunt 5 feluri de limbi. Și când a primit Duhul Sfânt, a început să vorbească într-o engleză curată. O profesoară de engleză spune, bătrân, asta știe engleză? Dar de unde știe engleză? Și că, măi, ea laudă pe Dumnezeu, dar într-o engleză academică, nu ce vorbesc românii pe șantier. O engleză care în cercul aristocratic se vorbește, pură.
Și i-a lăudat pe Dumnezeu. Bătrâna asta încovoiată din spate, că Duhul Sfânt așa se ruga de ea. Avem nevoie de Duhul Sfânt? Amin. Vom stărui după Duhul Sfânt? Amin. Dacă am un regret că am venit la voi, de ceva îmi pare rău. Îmi pare rău că nu sunt la noi. Că la noi Dumnezeu are mare bucurie. Vorbiri în limbi, cântări în limbi. Tinerii noștri vorbesc în limbi. Tinerii noștri prorocesc. Că darul ăsta îl dă Dumnezeu. A venit o fetiță de la Dumbrăveni și a spus: iată că în seara asta vreau să dau un dar de prorocie între voi. Fata mea era acolo, o fată studentă la drept, la Cluj. Era acolo. Băi, atât ai de cuminte, fata asta de pocăită. Eu m-am plecat și am spus: Doamne, dă-i la fata mea. Și așa mă rugam să o facă prorociță. Și când mă rugam, de lângă fata mea ridic una mâinile în sus, o fată de liceu, și începe să prorocească așa de frumos. N-a făcut-o pe mea. Că el dă darul. Noi ne mai votăm unul pe altul. Că așa e acum. Dar darul și slujbele Dumnezeu le dă, frate. Și la noi avem mulți tineri care prorocesc. La mine băietul, când eram clasa 8-a, o spus tata mă așa: băi, nu te lăsa stăruință, hai că încheie imediat. Băi, nu te lăsa că tu azi primești Duhul Sfânt, mâine te duci la fotbal, te enervezi, mai spui ceva și trebuie să am eu grijă de tine. Și nu l-am lăsat. La noi tinerii se adunau la rugăciune. Am avut în iarna cealaltă, mi-au cerut voie tinerii ca de la 6 la 7 să vină în adunare să facă ori de rugăciune. Și veneau studenți, elevi de liceu și de școală generală și se umpleau, se rugau o oră și după o oră plecau la școală. Noi ieri am avut zi de post, miercuri avem zi de post în adunare, mult mai mult ca aici au fost, la noi în adunare. Tinerii care după amiază, acum ăștia de general încă sunt în vacanță. Se vin până la amiază la adunare, eu geantă pleacă la școală. La ora 1, la ora 2 se umple adunarea de copii care vin direct de la școală. Și la o întâlnire de tineri, s-au plecat pe genunchi și au făcut o rugăciune. 4 tineri au primit Duhul Sfânt. O venit băietul acasă, n-a stat, acum ce-mi faci că am primit Duhul Sfânt? Păi ce să te bat că ai primit Duhul Sfânt, ce poți să fac? Nu de mult eram cu el de vorbă, veneam de la moară și el spune: tata, vreau să spun ceva. Ce-i mă? Domnul mi-a dat dar de prorocie. Fata mea în clasa 7-a a spus: tata mă, la stăruință, măi, te lăs la adunare, mai în spate, nu ești la stăruință, că ești numai într-a 7-a. Măi, pe ultima bancă așa se ruga, dar eu-i fata mea, știu și când mă ascultă și când nu mă ascultă. Băi, așa se ruga, parcă era un înger. M-am bucurat ca tată, ca se bucuria. A doua seară a venit, s-a pus pe la jumate adunării, vine un frate de la Dorohoi, spune: cine-i fata, de ce Domnul vrea să boteze cu Duhul Sfânt? Nu mai am făcut, nu din față. La prima rugăciune vorbea în alte limbi, cânta, e extraordinar. Noi nu prea avem tineri nebotezați. Din clasa a 7-a, 8-a, nu știu dacă mai avem, și avem tineri mulți în adunare. Dar noi toți sunt botezați. Am avut o parte, frate, mai bătrân, 60 de ani, 65 de ani, bătrânii primesc mai greu. Băi, am postit, ne-a rugat și Domnul i-a botezat. Să vezi un bătrân de la moale, așa, care era elinistit și un pric pe ea bătrân. Când a primit Duhul Sfânt, parcă avea 20 de ani, vorbea, se bucura cu Domnul. Asta e bucuria Duhului Sfânt. De ce să nu profităm de ea? De ce să nu ne bucurăm în Duhul Sfânt? Mai am multe lucruri să vă spun. Dar doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Duhul Sfânt, printre altele, ne va răpi. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus din cei morți locuiește în voi, va învia și trupurile voastre. Și eu mă gândeam, eu mai am un copil, cel mai mic în clasa 6-a, ăsta încă nu intră la stăruință. Nu l-am lăsat. Și mă gândesc că ar fi răpire doar pe noi, Duhul Sfânt ne răpește. Să am un copil care să nu fie botezat. Și când vine răpirea, eu să-l iau în braț, spun: Doamne, iarăși pe dânsul, că e al meu. Să se văd că nu-l ia. Cum ar fi? Știți experiența aceea cu magnetul, nu? Cu piritura de fier, cu rumegușul și cu nisipul. Când a trecut magnetul deasupra, atâta piritura o atras-o. Când va fi răpirea, când va fi Duhul Sfânt deasupra noastră, cel Duhul Sfânt din noi se va cupla cu Duhul Sfânt și ne va răpi, vom fi cu El în nori, în veșnicii. Și cei care nu au Duhul Sfânt, ce vor face? Poți să te duci la mama, la tată, la comitet, să strigi, să urli. Că eu până la urmă și cu asta închei. Toată viața, fraților,
Acum am și eu 60 de ani. Toată viața o trăim pentru o clipă. Indiferent cine ești. Pentru o clipă. Pentru o clipă când vei sta înaintea lui Dumnezeu și vei aștepta un verdict. Eu m-am făcut tot felul de exerciții, de imaginație, așa. Că voi sta înaintea lui Dumnezeu și o să-mi spună, Dragoș, rob bun și credincios, intră în bucuria. Am spus că am să urlu, am să chiui, am să sar, am să strig. Nu știu ce am să fac. Dar m-am gândit, dacă atunci va spune, du-te, blestematule, în foc. Ce contează că am fost bogat, sărac, apreciat sau un anonim? Că am fost mai bolnav sau mai sănătos? Că am avut o grăzavă de relații sau am fost un haiduc? Ce mai contează atunci? Cine ai fost, nu? Ce mai contează? Când se va spune, du-te că nu te cunosc. Eu trăiesc o viață pentru o clipă. Eu trăiesc o viață pentru o strigare. Vreau în ziua aceea să mă strigi, vin rob bun. Și pe lângă mine să-i chemi pe toți ai mei. Amin. Și pe lângă toți ai mei să vă strige și pe voi. Amin. Știți, sunt lucruri care în viață nu ne sunt îngăduite. După moarte ne-or fi. Moise îl văd cu mâna streaptă la ochi pe vârful muntelui Pisga, rugându-l pe Domnul, lasă-mă să intru. Și Domnul s-a gat, destul Moise, destul, nu intri în Canaan. Dar pe muntele schimbării la față, Petru, Iacob și Ioan se uită, știți ce bine îl văd? Îl văd pe Moise. În timpul vieții nu i-a fost îngăduit să intre pe teritoriu. După ce a trecut din viață, a ajuns și el în Canaan. L-au văzut ăștia pe muntele schimbării, da? Cu Ilie. Noi nu mai putem sta, că nu ne-i îngăduit. Avem ceasuri, calendare, timp. Timpul, noțiunea de timp, e o invenție a lui Dumnezeu pentru muritori. Când Dumnezeu ne-a adus în ființe, ne-a pus într-o diagramă cu două coordonate, spațiu și timp. Și acolo ne caută. Când vine Domnul, noțiunea de timp dispare. Natura lui e veșnicie, fără început și fără sfârșit. Eu vă promit că atunci când am să vină Domnul și am să ajung la Domnul acasă, mă uit și după voi. Arată cărțile de istorie că atunci când l-au condamnat pe Vulbran, fratele Vulbran, sora Sabina era undeva în sală. Și el când a văzut ce condamnare a primit, i-a strigat, ne întâlnim la porțile lui Beniamin. Ei spun că se trag din seminția lui Beniamin. Și securiștii tăți, unde se întâlnesc ăștia? El o aștepta dincolo. Domnul a îngăduit să se vadă și aici. Nu știu pe care poartă vor intra bucovinienii. Vor intra pe poartă cu bucureștienii, oare? Dar știu că cei care îți botezați de Domnul cu Duhul Sfânt vor fi totdeauna cu Domnul. Să ne ajute Domnul, amin.